O scară de la 1 la 10, vă zic sincer că îmi iubesc iubita. Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, dragilor, vă răspund la întrebări. Bă, pentru că a trecut foarte mult timp de când nu am mai făcut un Q&A și am zis că este momentul să fac treaba asta. Aveam vloguri, nu vă speriați, aveam vloguri de postat astăzi pe canal și credeți-mă că urmează o serie foarte, foarte interesantă cu niște colaborări noi și frumoase și fructuoase, dar asta pe curând, deoarece era momentul să vorbim puțin. Era momentul să vă răspund curiozităților voastre, întrebărilor voastre, pentru că în ultimul timp chiar m-ați bombardat cu o grămadă de întrebări și de curiozități. Suntem 270.000 aici pe canal și vă mulțumesc din suflet, sunteți foarte mulți noi și mulți nu știți foarte multe lucruri despre mine, așa că aici sunt, am venit să vă răspund întrebărilor voastre, dragilor. Înainte de a începe, nu uitați să vă descărcați browserul Brave, este cel mai rapid browser și browserul care vă oprește toate reclamele de pe internet, așa că aveți un link în descriere, iar dacă îl folosiți cel puțin o lună, adică să intrați o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, puteți să ajutați și acest canal să crească și să se dezvolte, iar dacă vreți scuze personalizate cu fața youtuberului vostru preferat sau cu fața voastră sau cu fața iubitei voastre, aveți un link în descriere, sunt la reducere, așa că dați năvala pe ele și cumpărați-vă și voi una cum am eu sau cum are iubita mea. Haideți să-i dăm drumul, eu am aici întrebările voastre, v-am rugat pe Instagram să le lăsați, voi le-ați lăsat, eu o să vă citesc numele vostru cum îl aveți pe Instagram și întrebarea, iar după care o să vă răspund. Și începem cu Munteanu Cătălina cu întrebarea cum o să-l cheme pe bebelușul vostru când se naște pentru amândoi. Băi, eu aici nu știu, eu nu prea știu ce nume să-i dau. N-am un nume preferat de copil, nici măcar de fată și nici măcar de băiat, dar cu siguranță iubita mea cred că are. Iubito, cum o să-l cheme pe bebelușul nostru dacă o să avem un bebeluș? Zian. Zian? Da. Zian dacă-i băiat, dar dacă-i fată? Na, ok, deci v-am răspuns, dacă e fată, nu știm. Chiar ar fi interesant să lăsați voi în secțiunea de comentarii ce nume credeți că s-ar potrivi de fată dacă ar fi fată. Lăsați în secțiunea de comentarii și cine știe, poate să-i punem un nume dacă o să fie fată fix din comentarii. Ar fi foarte, foarte tare. Lăsați în secțiunea de comentarii. Albac Ștefan, vreau să te întreb dacă ai citit ceva cărți, să-mi spui care a fost preferata ta. Bă, e foarte important, în ultimul timp, eu vă zic sincer, acum nu am citit cărți când eram mai tânăr și nu am citit nici atunci când eram în școală, nici atunci când eram în liceu. E o perioadă foarte proastă perioada aia pentru că nu știam cât de importante sunt cărțile, nu știam cât de important este să citești, dar pe parcurs am aflat că este foarte important să faci lucrul ăsta și am descoperit câteva cărți în ultimul timp care m-au fascinat, m-au captivat și în același timp m-au învățat foarte multe lucruri și asta ar trebui să facă cărțile și pentru voi. Orice fel de carte citiți vă ajută foarte mult pentru că vă îmbunătățește vocabularul, învățați lucruri noi, vă învață să fiți mai creativi și așa mai departe. Iar cartea mea preferată o am chiar aici și se numește Puterea Prezentului. A citit-o și iubita mea și credeți-mă că este o carte extraordinară, o recomand dacă vreți să vă luați și voi și vă învață foarte multe lucruri. Este o carte excepțională, așa că luați și citiți pentru că este foarte important. Minim 30 de minute pe zi. Vă zic sincer, este la fel ca mișcarea. Trebuie să-ți faci creierul să se miște pentru că așa îl țineți într-o continuă dezvoltare. Niculeca 4. Foarte interesant nume. Bagă-mă și pe mine în clip, te rog. Inimă, inimă. Te susțin de mult timp, mai crash. Ok, uite, pe tine chiar o să te bag în clip. Uite, chiar aici. Mă bucur că ai pus și tu o întrebare. Mă rog, întrebare. Ai spus și tu ceva acolo la story și îți mulțumesc pentru lucrul ăsta. Ioana Raboș. Cum crezi că ar fi fost viața ta dacă nu făceai vlog? Bună întrebare și mă bucur că ai pus-o pentru că întotdeauna m-am întrebat ce făceam cu viața mea dacă nu făceam vlog. Sau dacă nu îmi plăcea chestia asta cu videografia, dacă nu îmi plăcea să fac fotografie, dacă nu îmi plăcea zona asta artistică, oare ce făceam? Și nu știu dacă știți, dar eu am făcut Academia Tehnică Militară, este cu profil Mate Info, adică este inginerie, este multă matematică, multă fizică, multă informatică și de mic am fost pasionat și de partea asta de informatică și probabil, de fapt cel mai probabil, dacă nu făceam vlogging sau dacă nu făceam poze sau videografie sau clipuri sau așa mai departe, făceam site-uri web, făceam programare, făceam joculețe pentru calculator sau joculețe pentru telefon, pentru că asta este cea de-a doua pasiune mare a mea. Eu cred că fiecare dintre noi avem o inclinație către ceva și dacă ne axăm pe lucrul ăla și îl dezvoltăm cât mai mult, nu știu, devenim din ce în ce mai buni la lucrul ăla și ne și bucurăm mai mult de viață. Oana Co 2007, ai vinde-o pe Adriana pentru 10.000 de euro? Sper să n-aud.
da, pentru 10.000 de euro e puțin, dacă ar fi 100.000, da. Iubito, m-a întrebat cineva dacă te-aș vinde pe 10.000 de euro. Și? Le-am zis că da. Nu mai vinde decât 10.000? Da, am zis că pentru 100.000, nu 10.000. Sună nasol? Bine, îmi pare rău, nu te-aș vinde. Valentina underscore punct QT punct underscore. Nu știu de ce, de ce atâtea underscore-uri? Când faci, urmăritorii îmi controlează viața. Vă apreciez și vă iubesc. Bună întrebare și cred că ai pus această întrebare pentru că am scris chiar aici pe tabul comunitate și v-am scris vouă că la 50.000 de follower pe Instagram fac abonații mei îmi controlează viața 24 de ore. Așa că, dragilor, dacă n-ați făcut-o încă, dați un follow pe Instagram să ne strângem cât mai repede 50.000 acolo și dăm drumul clipului abonații îmi controlează viața 24 de ore. Puteți să faceți orice din ziua aia cu mine, nu știu, dar o să iasă super interesant. Poate puteți să mă trimiteți în altă țară, puteți să mă trimiteți în alt loc, nu știu, puteți să facem o grămadă de lucruri interesante, așa că lăsați în secțiunea de comentarii cine a dat deja follow și dacă n-ați făcut-o, faceți-o, pentru că abia aștept să urmeze clipul ăsta, să vă bateți joc efectiv, să-mi controlați viața voi. Voi vă dați seama, o să fie foarte interesant, mai ales cu armată. Nu știu, gata vă zic. Ronaldo Lăcătuș. Mamă, tu ești doi fotbaliști într-unul. Ești forță rău de tot. Te-a înșelat vreodată iubita ta cu te-a legat? Ronaldo sau Lăcătuș? Eu sper că nu m-a înșelat. Iubito, m-a înșelat vreodată? Deci, nu m-a înșelat niciodată. Iubita mea este foarte corectă, iubita mea este o iubită exemplară, vreau să vă zic, și nu cred că mă va înșela vreodată, sau cel puțin așa îmi place să cred. Ale.m.alexandra, de cât timp ești în armată și cum e viața ca militar? Sunt în armată de 10 ani, dacă vă vine să credeți, și viața de militar este interesantă, pentru că poți să faci o grămadă de lucruri pe care nu le poți face nicăieri în altă parte, este extrem de interesantă, este o zonă pe care foarte puțini oameni o accesează și credeți-mă că e extrem de palpitantă din foarte multe puncte de vedere. Iar dacă ești serios și vrei să fii puternic, credeți-mă că nu e greu pentru nimeni. Lavinia.boariu. Adriana, oare când crezi că termină Radu cu păcălelile? Deja mi este milă mie. Ai auzit? A întrebat Lavinia. Adriana, oare când crezi că termină Radu cu păcălelile? Deja mi e milă mie. Radu nu se mai potolește cu păcălelile. Radu e un păcălici. Da. Nu știu când o să mă opresc, dar vedem. Nu vă speriați. Sper să fie tot ok. Emanuel underscore Vlad 13. Ce mașină vrei să-ți cumperi? Mamă, abia aștept momentul ăla să vină mașina către mine. Deci vă spun sincer, vreau să-mi iau un Audi A6 Avant din ăla lung, frate. Tip RS6. Vă dați seama cum arată, pentru că RS6-urile sunt doar lungi și de asta îmi place mașina asta. Bă, îmi doresc mașina asta extrem de tare și îmi place pentru că nu are foarte multă lume. Înțelegeți? Am văzut BMW seria 5, am văzut BMW seria 3, am văzut Audi A5, am văzut multe mașini care sunt la fel, dar Audi A6 Avant din ăla lung, bă, nu prea sunt așa multe pe stradă. Mie îmi place enorm de mult și vreau să fac un project car cu mașina asta cât se poate de tare, frate, să vedeți că dintr-o astfel de mașină se poate scoate o adevărată capodoperă. Nu există multe pe internet, eu nu prea am văzut, dar sunt sigur că în viitorul apropiat o să vedeți chestia asta pe canal și sper din tot sufletul să fie cât mai repede. Ioana.aura.4. Ce părere ai avut când am venit să facem poze cu tine? În paranteză, ieri. Bă, mă bucur foarte tare când veniți să facem poze, pentru că este o chestie normală, nu are de ce să vă fie frică, nu are de ce să vă fie rușine. Abia aștept să ne vedem oriunde, pe oriunde mergem, prin mall sau prin oraș sau pe oriunde ne întâlnim și să ne salutăm, să discutăm, pentru că e la fel de frumos și pentru mine să vă văd pe cei care mă urmăriți aici pe YouTube, să vă văd în viața reală, credeți-mă. Vero201488. Iubita ta este nutriționistă? Da, iubita mea este nutriționistă, face programe nutriționale pentru cei care vor să slăbească, pentru cei care vor să se îngrașe, pentru cei care vor să pună masă musculară sau alte chestii. Eu, spre exemplu, am slăbit 5 kg într-o lună de zile, dacă nu mă înșel, aproape o lună și jumătate, și foarte, foarte mișto, adică, bă, credeți-mă, am ajuns la greutatea ideală pentru mine și acum urmează un program de creștere musculară foarte interesant, vă zic sincer, dar mai multe despre asta o să vorbim în vlogurile următoare. Monig2007, cât de mult îți iubești iubita? Pe o scară de la 1 la 10, vă zic sincer că îmi iubesc iubita până la spate.
Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă asta, dar înseamnă 10 cu plus. Dragilor, este o chestie pe care eu zic ei, o iubesc până la spate, credeți-mă, e un compliment extraordinar lucrul ăsta, nu știu dacă înțelegeți complimentul, dar înseamnă foarte mult, credeți-mă. E bine, dragilor, cam acesta a fost Q&A-ul din ultimele 2 sau 3 luni, nu știu, din ultima foarte lungă perioadă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să ne facem cât mai repede aici 300.000 de abonați. Eu am fost Radu Chirilă și noi revedem foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial, dragilor. V-am pupat și noi revedem foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial. Ciao!